Trei bărbați și un adolescent au fost arestați sub suspiciunea că au violat o studentă înainte de o arunca în stradă, unde a fost lovită de o mașină și ucisă pe loc. Madison Brooks, o studentă în vârstă de 19 ani, a murit după ce o mașină a lovit-o accidental în Louisiana, SUA. Potrivit poliției, ea fusese violată într-o altă mașină și lăsată în stradă în stare de ebrietate când a fost lovită. Kayvon Washington, în vârstă de 18 ani, și un tânăr neidentificat de 17 ani au fost acum acuzați de viol. Everett Lee, în vârstă de 28 de ani, și Kason Carver, în vârstă de 18 ani, despre care se spune că se aflau în mașină, dar nu au participat la viol, au fost acuzați de complicitate la viol. Carver ar fi spus poliției că el și ceilalți trei suspecți fuseseră într-un club cunoscut sub numele de Regis Bar, situat lângă Universitatea de Stat din Louisiana, unde a studiat Madison. Potrivit mandatului de arestare, băuseră și plecaseră cu victima pe care o întâlniseră pentru prima dată. Carver a spus că nu era capabilă să-și mențină echilibrul. Apoi, se pare că tânăra le-ar fi cerut indivizilor să o ducă cu mașina acasă. Carver a spus că cei doi indivizi i-au cerut lui Madison să întrețină relații intime cu ei pe bancheta din spatea mașinii și a fost de acord. Tânăra a cerut apoi grupul să o conducă acasă, dar ei ar fi spus că Madison a dat mai multe adrese. În cele din urmă, Madison a fost lăsată în apropierea locului în care a fost lovită de un șofer în jurul orei 3 dimineața. Ea stătea într-o zonă neluminată și în acel moment aceasta a fost lovită de un autoturism. Șoferul care a oprit la fața locului nu a fost arestat și nu a consumat alcool, relatează ProTV.ro.